Numele fostului premier al României, Victor Ponta, a apărut într-un schimb de e mail din 2012, publicat de Wikileaks, între fostul ambasador al Statelor Unite în România, Mark Gidenstein, și John Podesta, șeful campaniei electorale a candidatului democrat la președinția SUA, Hillary Clinton. Podesta era pe atunci președintele unei organizații extrem de influente la Washington și care îl susținea pe Ponta. Titlul și conținutul schimbului de mesaje datat 28 iulie 2012 sugera organizarea unei întâlniri cu Victor Ponta chiar în ziua desfășurării referendumului de demitere a președintelui suspendat Traian Băsescu, 29 iulie 2012. Contactat de jurnaliștii de la Profit.ro, Marginenstein a declarat că nu-și amintește de schimbul de mesaje publicat de Wikileaks, dar a recunoscut că nu este exclus să se fi întâlnit cu Victor Ponta în acele zile. Pe de altă parte, fostul ambasador a mai spus că atunci l-a deranjat faptul că John Podesta l-a sprijinit pe Victor Ponta într-un editorial apărut cu doar câteva zile înainte de referendum. În el era o criticație analiștii occidentali care caracterizase suspendarea lui Băsescu drept lovitură de stat și se afirma că, de fapt, președintele suspendat încălcase Constituția, iar Victor Ponta era, de fapt, cel care apăra democrația. I would uh, answer very simple because 80% of the Romanian population wants to get rid of the president. Washington and Brussels both are deeply concerned. Do you still respect the constitutional court and its decisions? Completely and fully. The parliament also reacted very positively and put all the decision of the constitutional court in Action. În criza politică din vara lui 2012, ce a urmat suspendării președintelui, Gedenstein, dar și alți oficiali americani, au avertizat în mod repetat asupra consecințelor îndepărtării de la putere într-un mod abuziv, neconstituțional, a lui Băsescu acuzând inclusiv presiuni politice și amenințări exercitate asupra unor instituții democratice precum Curtea Constituțională. Patru ani mai târziu, FBI și procurorii Departamentului de Justiție au detonat bomba și au dezvăluit ițele corupte al unor consultanți politici americani cu Partidul Regiunilor al fostului președinte ucrainean, controversatul Victor Yanukovych, anunța CNN. Printre ei, nimeni altul decât Tony Podesta, fratele lui John Podesta, cel care stătuse și în spatele lui Victor Ponta în perioada referendumului pentru demiterea președintelui. FBI a refuzat să comenteze informația, precizează CNN, dar Departamentul de Justiție al SUA a afirmat că își menține angajamentul de a ajuta recuperarea activelor furate în numele poporului ucrainean. În 2012, într-un interviu oferit postului Euronews, Ponta declara că românii voiau să scape de Traian Băsescu, dar rezultatul referendumului a arătat exact opusul.